Bună ziua, bine v-am găsit într-un prim episod. În sfârșit puteți vedea cum arată studioul la care s-a muncit două luni jumate. Astăzi alături de noi sunt Shift și Connector, participanți Asia Express, sezonul 4. Au venit ca să filmăm sfaturile pe care eu o să le dau lor, pentru că am primit destul de multe telefoane de la câțiva concurenți din sezonul 4. Ei fiind foarte apropiați de mine, am zis hai să filmăm treaba asta. În acest episod o să vedeți care sunt fricile lor, la ce se așteaptă din perspectiva lor și multe altele. O să aflați dacă se pupă pe gură sau nu. Din nou, le vom aduce aminte invitaților din before and after, practic, asta vă. O să vedeți și când o să se întoarcă și când o să părăsească competiția. Hai și. Bună ziua! Hai, noroc! Bună dimineața! Gata, că nu fără prea din astea. Da, nu-ți plac asta. Că v-am tot vorbeați. La ce vă gândiți acum, că o să înceapă? Că vorbeați înainte, domnule, cum e? Alea, că plecați prima. Băi, îmi doresc să nu înceapă din prima, adică cum ajungem acolo, cum am văzut la ultimul sezon, știi? Mi s-a părut îngrozitor. În ăla cu voi a fost, nu? Când ați mers și cum ați coborât, v-a băgat în piața de pește și ceva așa. Nu, no, boss, nu există așa ceva. Ce? Păi, dar nu există pentru că voi ați, cu avionul ați fost, nu? Păi da, au fost două zile, o zi și ceva, au ajuns. Am ajuns și aia a fost. Da. Ești nebun la cap. Dar păi faci 10 ore cu autocarul, ești nebun, cum să mă duc direct în concurs? Dar tu unde crezi că te duci? Ha? Unde crezi că te duci? Inclusiv. Ești nebun? Trebuie să, măcar să mă odihnesc un pic înainte de cursă. Doamne, fii! Începe cursa din București? Nu știu, păi asta nu știu, că doar producătorii știu. Nu mi-au zis nimeni nimic. Băi, sincer, cred și asta, adică, uite cum zice Rălu, faptul că, ok, cărăm echipamente, scule, dar faptul că mergem și noi cu autocarul, eu cred că începe de pe drum, începe treaba, că altfel care era interesul, nu? Tu te-ai uitat sezonul trecut? Bă, m-am uitat așa... M-am uitat la voi când vă mai vedeam, după aia mai schimbam. Deci nu te-ai uitat? Nu. Tu te-ai uitat cap-coadă? N-am văzut tot sezonul. Am văzut niște episoade și, sincer, mi-a părut rău un pic. M-am uitat că am început să mă pun pe acolo în diferite ipostaze. Oare eu cum reacționam aici? Oare eu mâncam cacatul ăla? Și cred că nu... Păi și din ce ați văzut voi, gen? A? Care e echipa care v-a plăcut cel mai tare? Lasă, nu, bă, nu de voi. Nu. Jur. Lasă că eu aici sau ceva, nu? Nu mă, ești nebun, deci mi s-a părut că sunt și mai naturali și cei mai haioși și sinceri și se simțea toată treaba asta, știi? Adică se simțea pe fața ta că ești, că nu mai poți, șoarecul te încuraja și te trăgea de tine și nu știu, și mi se părea super real, știi? Da, și în afară din noi? Bă, mi-a plăcut Fodor cu... Contea? Da. De ce? Tot și așa, mi s-a părut că s-au fost mega natural, mega, adică fără măști, fără... Și totuși au câștigat, bă. Dar eu n-am văzut finala, să știi. Cum au, la cât ați pierdut sau cum a fost? N-ai văzut finala? Nu, fix finala n-am văzut-o. Ai pierdut tot. Bă, nu știu la câte minute. Din ce am înțeles eu, nu a fost așa mare distanță. Pentru că, uite, la cealaltă, când a fost Cerebel cu Oase și Rubi cu Adi, a fost la ceva foarte puțin, câteva, un minut ceva. Da, nu știu, la noi, ei erau deja acolo când am ajuns noi. Păi și fii atent, că adică toată lumea face comparațiile astea între sezoanele trecute și așa. Aha. Cu ce echipă vă asemănați voi din astea? Din toate? Din sezoanele trecute? A, din sezoanele trecute? Da. Că știi că sunt cumva niște tipologii. Bă, sincer, nu i-am văzut pe toți, nu știu să spun asta. Aș minți să zic. Nu știu, mă, frate, poate Vârciu cu Andrei. Da. Din sezonul 1, așa, da. La modul că băieți, că știi. Mi-a plăcut din și sezonul ăsta, pot să spun. Cu... Din sezonul ăsta? Da, cu băieții, cu Noaptea Târziu, că sunt mai pe noi, mai pe... Nu, mă, dar voi sunteți mai... Deci, mai bătrâniori. Nu mai, aveți mai multă experiență. O să vezi acolo. Ce experiență? Experiența de viață. Da. Îți dă, te ajută mult. Deci crezi că o câștiga Bonte așa. Știi când să ai răbdare cu omul, începi să cunoști, că tu ai cunoscut mai mulți oameni decât să ai, sau nu știu, asta ai, da. Tu ai trecut prin mai mult decât tu ai trecut Cuza. Da. Sau Emi. Da. Înțelegi? Și deja îl cunoști din prima, bă, lasă-l pe ăsta, că trebuie să-l iei prin învăluire, prin, știi? Școala vieții, gen. Dar mă întrebai tu înainte de așa cu oboseala. Cu asta, băi, băiatule, frică. La ce? Gen. Păi, uite, ți-am spus mai devreme, deci am stat la studio
până pe la 1 jumate, n-am mai stat de mult până la 1 jumate. De obicei la 8 am plecat, știi? Ca pe la 11 să fiu în pat. Și la 1 jumate am plecat de la studio. E, uite, astăzi, acum, la tine sunt mahmure, ești nebun, mă simt, deci nu, de asta mi-e frică. Și mi-e frică de faptul că atunci când, când sunt obosit, că mă cunosc, devin anxios, devin nervos. Acolo vezi că o să-ți depășești. Și de asta te întreb, păi hai zi acum dacă te-am... Păi ce să zic, că e groasă. E groasă, nu? Groasă. De ce? Adică explică-mi. N-ai timp să te odihnești sau te odihnești prost? N-ai timp să te odihnești, fugi toată ziua, alergi de colo-colo, nu știi. Deci psihicul contează foarte mult. Pentru că tu niciodată nu știi unde trebuie să te duci, nu știi ce ai de făcut, nu știi la ce să te aștepți. Că dacă știi, bă, nu știu... Astăzi, pe seară, o să avem o probă cu apă. Da, cumva, psihicul are nevoie, știi? De confortul ăla, să știi, da, exact, și te pregătești, bă, trebuie să mă murdăresc, mă ud, cum mă șterg, cum mă spăl, cum mă schimb. Nu știi nici, nu te aștept. Bă, asta după cu ce alergi toată ziua, cauzi cazare. În mod normal, acea cazare se găsește, nu se găsește atât de ușor. Băi, nu, cum hai, se vede. Nu, stai puțin, dacă toți te-ai mai ajuns, faci. Da. Zim de la prima oră. Deci te trezești pe undeva pe la 5-6. Cine te trezește la 5-6? Echipa. Cum? Knock, knock, motherfucker, wake up. Ce mai faceți? Și îți sună stația. La 6? Da. Și la 5? Simpaticilor, mă rog, acum nu o să mai fiu cu simpaticilor. Așa? Mergeți, nu știu, trebuie să fii foarte atent la denumirile alea, că eu niciodată nu le rețineam. Așa, și dacă vreau să mai trag un pic de timp, să mai... E pe barba ta. Ok. Poți să pierzi. Ok. Da, de obicei trebuie să pleci, adică nu e ca am înțeles. Așa, și? Alergi toată ziua? Nu, ai plecat de acolo... În stradă. Îți dă un dolar ăla sau ce? Ăla-ți dă la... Ți-l dă Gina la începutul stage-ului. Ah, Gina, Irina, da, acum. Am înțeles. Înțelegi? Și tu banii, adică nu-ți dăm fiecare zi bani. Îți dă, da, bani pe... Păi câte zile? Da, pe stage. E, și după asta tu ți drămâiești. Tu poți să-i cheltui din prima zi dacă vrei. Eu atunci când am fost cu Bontea, așa? Bontea o strâns banii lor și alu Fodor pe vreo 3 stage-uri. Și eu când am nimerit cu el, zic... Avea vreo 15 dolari sau ceva. O, mult zic, acolo, 15 foarte dolari. Mult, zic. Nu, cum? Și noi o bere. Și-o cheltui banii cu mine. De asta s-a supărat Fodor. Că Fodor s-a supărat. Bă, dar am strâns 3 stage-uri și ai cheltuit cu ăsta banii. Mamă. Dar cât era o bere, frate, acolo? Nu mai știu, vreo 80 de... Dar nu era relevant oricum shift-urile. Păi bă, nu, deci era, de un dolar pe zi, deci de 2 dolari, un dolar de fiecare, luam o bere și niște pâine. Eu nu am berii când mă și hidratam și îmi ținea de foame. Și oarecum își lua pâine. Ce dește. Deci cum, cu cât, cu un 2 dolari. 2 dolari. Fiecare, da. Și îți luai pâine și bere. Da. Bă, ce mișto. Da, dar ea cercea mult. Cu cerșitul cum sunteți? Mă, sas. Da? Mă bazez pe rălu. Cum? Te gândește că am stat în intersecție 3 ani de zile. Vindeam ziare. Bașca aveam colegi cerșetori și așa care stăteau, așa, erau în același loc de muncă cu mine, cum s-ar zice, așa. Și învățam de la ei. Și, a, păi bine, bă. Da, și am învățat și să întind mâna, că până făceam eu primul bani de, așa de ziare, trebuia să fumez o țigară și să beau o cafea. Așa. Și mergeam la magazin să română, să poate, așa, la 10, să vând deja 20 de ziare, vin și aduc bănuțul, aici nu-i problemă, știi? A, deci ești... N-am asta, nu, nu. Tu? Dar zi-mi cu obosela, adică... Așa, aia... deci, și alergi, da, toată ziua, faci probe, misiuni... Cam câți kilometri? Adică cursele alea... Bă, deci eu fii atent, când s-a dat start, în prima zi, când s-a dat start, eu după 2 ore aveam 12.000 de pași. Pentru că eram disperat. Disperat s-a ajuns, dar eu... Da, ei, și după aia am învățat, stai bă, că trebuie să iau din aproape în aproape, cu mașini, cu alea, cu nu știu ce. Alergi, faci misiuni, stai la hitchhiking, la autostop, așa. Și l-am dat, trebuie să-ți cauți cazare. Se termină, termină treaba și cazare. Nu mai știu de pe la ce oră. 5, 4, 5, 6, după amiază, depinde. Cam așa, ai terminat, da, astea și trebuie să-ți cauți cazare. Înainte să întuneci. Ei, îți cauți cazare și după ce cauți cazare, stai cu băieții la masă. Așa. Dacă găsești cazare. Dacă găsești. Maica mea. Da. Și cum e asta? Cum băbați la ușă, să rămână, să nu intru show de televiziune. Da, trebuie să simți omul. Adică noi am căutat și 5 ore, ești nebun? Nu merge treaba asta dacă mă duc, eu m-am gândit la treaba asta, să-i ofer omului o siguranță, să nu creadă că au venit niște, nu știu, să le spargă casa cineva. Intrați puțin pe YouTube, cu tare. Merge. Păi shift, da, eu mi-am dat seama târziu asta. Da? Da, merge, funcționează. Merge, nu? Da. Logic. Ce tare. Artist from Romania, uite. Funcționează, da.
Ce tare. Că dacă zici doar că ești artist, trebuie să-i arăți ceva. Da, da, mă, Instagram, alea, YouTube, ceva, da, uite acolo, zici, noi noi avem. Scoate-te-le, da. Că tu n-ai telefon, ai nimic, ai telefon. La noi era și problemă, că ea n-aveau internet în Filipine. Ma. Adică cine avea internet trebuia să dea drumul la date, la toate alea. Așa, da. Frate? Da. Ce prost. Da, și unii, bă, dar nu am. Fai de cap. Da, aici nu știu cum o... Turcia e mai aproape. Eu am, înainte să plec eu, am vorbit cu Oase. Da. Un pic. Și cu Raluca. Ok. Bă, și acum, gen, au venit rândul meu să dau sfaturi. Bă, e diferit, adică nu... Nu prea să... Să seamănă treburile, gen, știi? Nu ne da acele sfaturi, da, pe care ți le-au dat ei ție atunci, nu? Cum dormeai? Ce vă dădea? O cameră? Un hol? Ce vă dădea? Da, uite, Abagiu a dormit într-o stație de taxare bilete. Ai, ești nebun. Bontea cu Fodor, cred că în prima seară sau a doua, erau vreo 11 în casă și le-a dat o... Măi, platforma aia de acolo sus, le-a pus o saltea, o cerșaf ceva și a dormit undeva în o platformă sus în casă. Da, deci eu pe mine asta mă distrus, cazarea. Cazarea, mă, păi și eu la tot la asta mă gândesc să-mi fac și mă ia groază, ești nebun la cap. Tu îți dai seama că eu trebuie să am tabietul meu cumva. Nu, să... mai, John, aici nu cred că mai avem niciun tabiet. Adică eu mi-am dat că o să ajungem și o să ne schimbăm inclusiv noi cu totul, știi? Adică cred că o să te adaptezi. Dar dintre voi doi, vorbim, dar dintre voi doi, care a fost mai greu de convins? Bă, cine a picat eu... mai greu? Tu. Eu am fost până în ultima secundă că nu vin. Aia am răsucit. Da. La mine de fapt e vorba de vreo 2-3 sezoane din urmă, mă. Ce, da, tot. Și așa a fost și la mine. Și n-am avut curaj, este mint. N-am avut. Știi că cum și eu data trecută ăla cu voi, iar dar nici eu n-am avut curaj atunci. Mi s-a părut, a fost prea din așa neașteptat. N-ai avut bucastin. Și după aia cumva cred că m-am așteptat. Sau poate am sperat că la un moment dat zic, bă, poate again, bă, știi? Eu, și dacă dat... am putut eu, poate zi oricine. Eu, mă, dat, eu n-am dormit, dar cine are șoarec? Ce? Păi cine are șoarec? Pe că cine? Tu, păi pe tine te așteptam mult de tot. Păi cum? Dar noi... Da, mă, dar și tu pe ea. Păi mă, care dintre voi, care e mai competitiv? Nu știu ce să zic. Bă, eu sunt competitiv. Că... Adică dacă mi se pune pata... Că dar eu vă zic așa, să zic acum cu ce idei plecați de acasă... Se vor schimba acolo. Da, da, da. Probabil. Pentru că îți depășești niște limite, ești pus în niște situații. Deci cred că Relu o să fie mai competitiv. Bă, nu știu, eu... Acum, na, o ducem într-o zonă. Eu ne-am spus că cum o să fie acolo, că o să fiți doar voi doi și nu știu ce. Și am zis, bă, nu o să fim doar noi doi, o să fie și Hristos cu noi. Și pentru mine asta înseamnă mult. Este și un test. Să văd câtă credință am și cât de mult cred în treaba asta. Și eu cred că o să fie una tu asta. Adică mi-am spus că de fiecare dată o să fie greu, mă pun pe genunchi și mă rog. De fiecare dată. Văd. Da. Și după aia văd dacă mă enervez, după aia văd dacă mă... Da, fii atent, că e un aspect important. O să fie dor de casă. O să vă fie dor de casă. Da. Copiii de alea. Cu cine lăsați? Pisicile, copiii... E, la mine are cu cine să stai. Și știi, aia o să fie la tine? Eu am pisica și unul dintre băieți la studio, care e și vecinul meu, oricum, la două blocuri, o să se mută la mine, dar face... Aia, vezi că e greu, adică eu am văzut ăștia care aveau copii și așa... Am auzit. Ce dau primii. Păi emoțional, bă, nu? Adică psihic. Da, că, da, bă, frate, dar în același timp, Bontea și cu... Da, asta spun, vezi, ești mai adică experimentat, vezi? Da, dar Bontea o stat. Da, mă, dar Bontea cred că are copii mari, nu? Are copii mari și el o stat, nu știu, 11 ani, 16 ani pe vas. A, adică el cumva era învățat cu... Și era pentru el o lună. Fodor, în schimb, era fiert. Fiert, a? Țuca, asta mică, da. La Alex, la fel era, știi? M-au auzit, bă. Da, mă, dar uite, au câștigat cu toate astea. Eu mi-am dat reset când am primit, deci eu cam din stage-ul 5. Eu după ce am primit acea scrisoare de la părinți, genunchează aia. Nu știu, la voi. Bă, și mie mi-e frică de momentul ăla. N-auzi, deci fie, plângeam eu, șoarecul, operatorul, reporterul și localnicul din casă. Plângea toată lumea. Da, era o atmosferă din aia, bă, te să zbălești cane. Ei, și după treaba aia, noi am intrat la ultima șansă, era să ieșim o picată aia verde, eram supărat că aveam acasă. Atunci mi-am dat, zic, ce dracu, am ajuns la 5-a săptămână și plec acum. Eu, și acolo mi s-o de... Câte sunt, frate? 9, nu? De toate. Cred că 10. Așa. Acum nu știu. Nu știu. Cred că 10 stage-uri. Da, 10 stage-uri, da. Bă. Ai, da. Dar cine mănâncă? V-ați gândit și la asta?
Bă, Shift a zis primar că bă, mănânc eu ce ăla, acum, acum o dă, cred că așa, acum o dă pe lângă. Cred că așa s-a gândit. Da, da, mă, frate, nu, eu mănânc și eu. Dacă nu-i picant și astea... Toate, bă, wow. Dar ce? Dacă nu-i picant, da. Tu o să cauți picantul ăla. Păi da. Eu când am mâncat ouăle alea... Le-ai mâncat pe amândouă tu? Patru. Cum și patru ouă stricate? Alea stricate, Millennial. Nu era câte unul de fiecare? Erau patru, dacă ca să iei două monede. Păi, dar stai să te întreb și eu ceva. Cum adică sunt... E un deliciu cu ou stricat sau este o stricat la propriu, s-a stricat ou? Măi, e stricat, mă! Dar pentru ei e o delicatesă. Păi, bro, și dacă faci o indigestie, adică dacă te nenorocești? Bă, dacă ea nu fac, înseamnă că nu faci nici... Adică nu știu noi, nu, somacul nostru nu e, dar n-a făcut. N-a ajuns nimeni la spital, nu, nu, după ouăle alea. Păi că scârbă, ți-i dai psihică treaba. Pentru că l-am dat ăștia, o trebuie să mănânce niște broaște. Picioare de broaște. Care sunt, bă, bune. Ba, prăjite sunt așa, da, sunt bune, mă. Da, cu ficat înăuntru. Oh, bun. E, dar ficatul ăla îi se pune că e ca un bureti în gât, se pune stop. Că așa e ficat, nu știi cum. Da, să... e, da, e necăcios. E sec. Și am văzut, eu mâncând înainte, știam, îi vedeam pe toți cum se strâmbă, cum se... Că e psihică treaba. Așa, bine, ouă ăla mirosea ceva îngrozitor. Deci, și tofu stricat. Ăla, da, ăla e cel mai rău. Mamă. Ăla cică a fost mai rău decât ouă. Ăla e cel mai rău lucru pe care l-am mirosit vreodată. Tu stai seama ce împuțiciune, ce... Da, ăla e rău. Și nu vomit, bine, oricum vomit, că am să... gastrită. Vomam acolo, îți dai seama, oricum. Direct. Da. Da, vomiți, ai. Da, eu când am plecat de acasă cu șoaricul, i-am zis, bă, tu m-ai adus aici. E că eu am... O să fiert să vin eu la asta. Da. Și dacă tu mai tu mănânci, tu faci, te ajut, car, adică nu, bă, nu mă bag la... Și vezi că am mâncat și eu până la urmă. De asta zic că o să ți se schimbi percepția, da, aia cu care ai plecat tu de acasă. Nu, frate, și eu așa super grețos. Adică, uite, când eram puștan și duceam gunoiul, mă întorceam mereu cu ochii atâta de la ghenă, știi? A, da, 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 acolo, da. Alea. E, cum mirosea la ghenă? Tu ai prins perioada în cu ziarul pe fundul găleții. Da, da, da. Și era, da, o da, zeamă, da, zeamă. Așa mirosea toful ăla. Ma. Poate nu o să fie toful. Nu, aici nu știu, că nu... e altă zonă, e altă... Turcia. E altceva. Aici a schiftele stricate cu viermi. Ceva, da. Altceva. Dar fii atent, apropo de asta, de mâncat, că e o teamă. E o teamă. Care sunt cele mai mari frici? De ce ți-i frică cel mai tare? Ca mâncare? Nu, ca tot. Ca tot, asta ți-am zis, oboseala. Dormitul. Nu ți-e frică să faci lucruri sau ceva, să se întâmple ceva, să nu... Nu, ce sunt? Nu știu. Nu, frate, nici mie. Nu, nu m-am gândit la asta deloc. Adică, cred păi că mi-e frică de să mine. Fie, adică să... ce? Nu, mie mi-era frică să nu îmi rup vreo ceva. Păi ce, te pune să sari? Sau nu, mă, dar la un moment dat, o să ai, noi am avut și probe fizice. Dar o să avem și mai cu siguranță. Da, ori, de 50 de kg, pe 40 de minute, pe munte. Bă, cu spondiloza mea ce să carmă, ești nebun la cap, nu? Carabon, dacă o carabon te-a pus. Da, mă, frate, dar spondiloza aici, acolo, nu mai e. Da. Ghiozdanul ăla o să fie greu. E bine, oare că am venit la... Păi nu, să avea 70 de kg. E bine, mă, frate, că am venit la tine aici înainte. Deci, ghiozdanul ăla e greu. Păi da, mă, spic, dar stai puțin. Când îți iei doar 3 perechi de kilos, 3 șosete, 3 tricouri, o pătură și o aia și o prețuță de dinți. E deja greu, nu? Deja apare. Al meu avea 17 kg. Și fix atât mi-am luat. A, mă, ce, păi și de ce e el greu? Doar ghiozdanul are vreo 3-4 kg. Mare. Care are niște sisteme înăuntru, ramforsate, să nu-ți rup cârca, să nu... Deci doar ghiozdanul are 3-4 kg. Gol! Bă, păi de ce, mă, frate, mă, să te... Tu îți dai seama că asta e, pe ei special făcută să te leșine? Păi numai așa ghiozdanul din magazin, că poți să-ți cumperi și tu ghiozdan de la, doar că nu-i imprima cu numele tău și cu Asia Express. Ghiozdanul ăla e de la o firmă de așa ceva. E, și da, înăuntru trebuie să spui 3, 4, 5 perechi de chiloți, pantaloni, atât. Că, așa, tricouri, încă o pereche de Adidas, în plus, da, că poate dacă, te dacă uzi, te uiți, da, alea, da, da, șosete, ai un cort, ai o saltea. Cort? De ce să-mi trebuie să-mi iei cort? N-am stat toată viața mea la cort, nu? Nu, dar ce, de ce să fac cu cortul? Păi poate nu găsești cazare. Așa? Și poate un băiat, un localnic de acolo și bă, nu te pot primi în casă, că e plină casa, dar poți să stai în curte cumva. Și tu spui cortul și dormi în curte. Lasă-mă, mă, frățiorul meu, stau, dorm afară în câmpul liber. De aia, să stau, de ce? Și, adică... Na. Bă, frate, sincer, să la ce locuri cortul ăla doar pentru pe acolo, treaba asta, dă... Deci am văzut niște locuri prin episoadele astea, de m-am gândit că e mai bine să dormi în cort. Da, dar nu e safe. Și trebuie, da, să aia, aia, loc, aici, nebun. Trebuie să dormi într-un loc... într-o curte undeva. Siguranță, da, 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 da. Poți dormi tu pe stradă. Păi eu nu mai ești nebun, nu mai căutam casă niciodată. Eu îți făceam cortul, dar nu poți. Dar cu spălatul, mă, frate? Maaa.
chiar. E rău. N-ai unde, nu? Eu dacă nu fac duș, ești nebun, nu sunt trezit. Mamă, sunt abia mort. Abia aștept să te văd. Ma. Deci, noi la cursa pentru ultima șansă, când plecau echipele la ultima șansă, cam atunci poți să te întâlnești unul cu altul. Să ai timp să mai vorbești, să mai... Până să faci setul și așa. Și mă întâlneam cu Fodor și zic, ai făcut caca? Asta nu mai spun, că mi-e frică cel mai rău de asta. Nu, de 4 zile. Mă! Și așa făceam. Cum? Deci ce eu dacă nu-l fac de două ori pe zi, nebunesc. Eu asta nu-i have a problem. Tu cred că tu ai avut o problemă de asta de igienă sau nu puteai peste tot, nu? Da, păi tu... A, bro, nu, mă duc după copac, eu n-am de asta. A. Atunci nu s-a primit. Nu, nici eu n-am, mă gândesc cu spălatul, mai mult cu spălatul, da. Acolo, nu știu cum e aici, de asta zic că difer mult. În Filipine, baia era ultimul lucru în care ei investeau. Atenție, bani, igienă. Era casa, nici nu mai era podea, era o groapă în pământ și pus un WC-ul peste. E, și n-aveau sisteme de apă, strage apă. Era un lighean mare, probabil cu apă de la ploaie. Și cu ăla turnai WC-ul. Și cu ăla te spălai și cu ăla așa era treaba. Și dai seama că... Ce? Și la 6 dimineața? Pot, și nu, n-ai. Deci aia e nasol. Aici ți-am zis, nu știu cum o să fie, dar probabil că tot în zona aia. Nu-ți vă duc la hotel de lux. Normal că nu. Și când mi-am făcut să niște gânduri, zic, ia stai așa. Mă duc, de ce să dă? Mă duc frumos la un motel, hostel de margarete, pensiune. Așa. Sunt cu conectoare și vă dau 200 de swipe-uri pe zi, cu toate și am aflat că de fapt nu te duce într-o zonă cu de-astea, te duce cu case de alea, ultimele case. Și echipa, bă, echipa, o să vezi că stă, nici ei nu stau bine. Pentru că ei își caută unde îți găsești, în jurul unde îți găsești tu. Mă, ca să poți să trezească dimineața, să fii lângă tine, lângă tine, să știi, să fii aproape de... Doar că ei plătesc, bănuiesc. Ei plătesc, dar da, degeaba ai bani. Dacă n-ai fizic, nu există locuri mișto. Da, sau curate, sau... Da, bă, e mișto. Să știi că nu, acum lăsând asta la o parte, că nu suntem chiar doi... Nu mă, o să vă descurcați. Să vă descurcați că ați venit tot din stradă, ați crescut, nu, ați crescut normal. Nu v-ați născut normal, niciun lux din nimic, deci ar trebui să... Dar trebuie să reușim să reaccesăm memoria aia. Pentru că de ceva ani de zile suntem într-un confort și într-un puf. Dar să știi că ăsta, când accesezi memoria aia, bă, asta e tare la emisiunea asta. Pentru că îți accesezi niște trăiri și niște, cumva, instincte pe care tu le-ai dobândit crescând și prin educație și le ai. Și alea o să-ți placă. Zici, bă, ești prost. Eu când am venit acasă, mă uitam în casă. Tu ai fost la mine, ai văzut cum era acasă. Mă uitam, zic, bă, eu n-am nevoie de... Eu n-am nevoie, ești nebun. Data spațiu, data aia. Da, nu, pentru ce? Și mi-am dat seama, mamă, câte probleme ne facem noi, că a zis ăla nu știu ce, că nu a făcut, că nu a răspuns, că ăla nu iese, nu știu ce. Doamne ferește. Gen, iau, uite-mă ce fericit eram și nu știam. Da, da, boss. O să vezi, adică de fapt asta mi se pare tare la emisiunea și la toată experiența asta. Că nu o să te mai întâlnești niciodată. Îți dau un scris. Oricât de rău ți-ar fi, n-ai cum să ajungești. Înțelegi? Adică n-ai cum. Nu. Păi nu dai tare. Bă, de muri nu mori. Înțelegi? De muri n-ai cum să mori. Dar e mișto că trebuie să treci prin treaba asta, știi? Din ce echipe sunt. Și ne crezi că o să vă stea în cale? Că voi deja v-ați denumit câștigători. Celălalt băiat. Cu Emi? Da. Lidia cu sora ei mi se pare iar o echipă, pentru că fetele, am văzut, sunt avantaj cumva, în sensul e mai ușor. Ajung cu, mai repede, că da. Mai ușor te primesc în casă, mai ușor. Transportul, mai ușor cu cazarea, mai ușor cu mâncarea. Cu mâncarea? Păi da, păi la mine soare cu cerșea. Fetele, da, obțin soare cu cerșea. De... Da, da. Cea papi ai și gata. Ești nebun? Da, la fetii mei e mai ușor. Da. Acum depinde la probe, la alea, la... La probe, forța fizică. Ai văzut că noi, adică tu, dacă te-ai uitat mai mult decât el, da. Ne-am avut, l-am dat o probă cu opera chinezească. Băi, n-am văzut aia. Să jucăm o scenetă din opera chinezească, în chineză. Okay. Trebuie să învățăm chineză. Ce e asta? Bă, ceva, bă. Bă, ceva. Zi ceva de Lai acolo. Hărân. Rue în șoașu e din, așa cum știu. În Huedin? Huedin, San, ceva, numai. E, și l-am dat acea operă, acea scenetă, se termina, trebuia să rute cei doi. Doar că echipele nu sunt formate doar dintr-un băiaș și o fată. Și din doi băieți. Ce faceți? Bă... N-am văzut. Mâna și ai... Nu, trebuie să te pupi, că... Adică, de exemplu, Boantea s-o pupa cu Fodor.
Ce prostie, băi, ești nebun. Nu, băi, ce faci? Și mie mi se părea rea aia când ne-am îmbrăcat în sirene. Aia așa, e nimic. Nu, aia ce faci? Și că ajungești la aia. Băi, nu știu ce fac. Bă, nici eu nu știu. Ba, că n-ai ce să faci. Relule, nu o să mai fim niciodată la fel. Nu! Vreau să mă gândesc. What the fuck, bro? Da, da. Bă. Așa, bun, deci nu vă... Nu știu. Nu, nu, nu. Nu, bine, mai vedem. Bun. Că dacă câștigi proba aia, nu mai ai imunitate, nu mai alegi la ultima șansă, nu-ți mai cauți cazare, dormi, dar stai la hotel... Te pui, mă, și trebuie, că e frumos și el, bă, ce da, până la urmă, ia uite, bă, ce atâta. De dragul audienței. Da, nu, dar de aici stai, nebun, o zi să te să stai liber, nu? Așa, îți dă o omletă de aia, sau ce? Îți dă, nu. Omletă de aia. Eu am prins regulile jocului în al treilea stage. Nu știam unde. Eu ziceam, bă, merg să ajung. Sunt și ultimul, atâta era. Sunt și ultimul, da. Și dacă, uite așa, că ai zis tu că te îmbaracă în sirenă, nu știu, cine îmbracă fata? Da? Să facem la facem mai cu moneda, cu euro, dolar. Da, mă, dăm. Dar noi, mă, e mai rău asta cu pupatul. Auzi, fii atent, am fost Katanga. Am mai fost o franțuzoică la te cunosc de undeva, rujeată. Deci ai experiență. Băi, eu n-am făcut asta niciodată. Nici băi, îți spun că și eu am fost deci super reticent la treaba asta, știi? Da, după aia mi-a dat seama, ce... Am văzut că vele au făcut-o bine cu topuri. M-a spart aia, am văzut fix episodul ăla, ai văzut? Da. Când i-a pus să reproducă poza aia cu... Băi, cum și-a mars, da, mi s-a părut tare, adică... Da. Da, nu da, e da. Niciun trip. Nu, mă, nu, nu. Mai greu când te piști, că... Da, așa, și m-am mai gândit, ați văzut episodul cu Irinel Columbeanu? Ce episod cu Irinel Columbeanu? Asia. Deci la un moment dat o să fie un handicap. Adică cine ajunge ultima echipă și ți se dă și iese ancora verde, nu ieși din competiții, la începutul următorului stage, echipa aia primește un handicap. Ok. Și unul din handicapurile sezonul trecut a fost Irinel Columbeanu. Băi, nebun. L-a adus acolo? Da, și trebuia să mergi cu el. Să mergi cu el cum? O zi? Da, cum? O zi și... Da, ambii? O zi. Adică noi doi... Da, mai vine un membru în echipă. E, dacă anul ăsta... era mai lent, mai... Da, bătrân, trebuie să dormi cu el. Anul ăsta dacă vine Oana Zăvoran. Cine doarme cu ea? Eu mă bag. Să bagă shift-ul, că... Eu n-am cum. Te faci ducă. Da, frate. Anul trecut abagiu i-a făcut măști faciale lui domnul Irinel. Făcut din alea masaje. Da, abagiu. Da. Da, leșin, da, măi. Da, da, da. Mă, mișto. Deci asta mi s-a părut foarte tare aia. Și cu schimbatul echipelor. Așa, fi așa, bun. Dacă se schimbe echipele. Da. Cu cine nu vrei să fii în echipă? Din toți concurenții. N-aș vrea să fiu cu... Cu o doamnă în vârstă, nu știu, cu mama lui Alexandra Ungureanu sau cu, nu știu. Ai văzut Andrei de la Alunegru? Că, de exemplu, cu Adriana Trandafir mi-a plăcea, adică... Cu mamișor, pe Andrei atunci, mi s-a părut super tare. Da. Și tu cu cine nu vrei să fii? Nu m-am gândit, frate, până acolo. Cred că poate să fie oricine. Trebuie să ai, dar trebuie să câștigi. Pentru că în funcție de cum ești tu și iese el... Să faci un mix și așa iese echipa. Adică tu trebuie să tragi. Eu asta n-am mai văzut. Pe noi ne separă cumva și în funcție de nota, cum ar veni comuna. Da, pe locul pe care... Păi și nu se împa... Adică, uite, să zicem că tu erai cu Ștefania și noi doi. Nu e unul cu Ștefania și unul cu tine. Să sparg altfel. Nu, să sparg. Adică, eu am fost cu Bontea, Ștefania a fost cu Maria Buză, Fodor a fost cu frasul lui Ristei, Ristei cu Grebenișan. Adică... E un mix, nu facem doar noi doi echipi, switch-ul între echipe, știi? Da, mișto. Între oameni. E tare, mă. Prima echipă, care ies? Nu știu ce să zic. Dar s-ar putea, cred, nu știu, pentru că sunt mai sensibile, mai așa, Alexandra Ungureanu și mama ei, posibil, nu știu, zic. Cum ar fi nu... să câștige? Alexandra Ungureanu. Da, nu știu. Dar zic așa, judecând așa la prima... Da, judecând la... La prima, exact. Vârstă... Deci ele două, da? Da, sunt mai sensibile, sunt mai domnițe. Prima echipă care iese, da? Da. Și care e finala? Finala? Bă, eu cred că finala s-ar putea să fim noi cu... Deja cum am început, e bine, nu? E bine, Shift? Da, 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 frate. Noi cu... cu Cuza și cu Emi sau noi cu Lidia Buble și cu Sorosa? Așa văd și eu. Da? Asta e finala. Da. Dar fie, păi, ok, dacă îmi ziceți treaba asta, ce, adică pe ce vă bazați voi?
ca echipă, bă, că trebuie să aveți ceva. Adică trebuie să aveți o... Bă, eu pentru că mă descurc mai bine, eu vorbesc mai bine engleză, eu am mai fost, eu cunosc treaba. Nu mă plâng de foame, nu, adică... Speak... Țigan, eu m-am bazat fișoare, la mine, țigan prost să moară de foame, da. N-am văzut, nu da. Cunosc, sincer. Tu gândește că noi există, o, fiind popor nomad, avem o putere de adaptabilitate fantastică. Toată faza e, cum mi-a spus sormea, zice, Hetric, așa mi-a zis, Hetric, încearcă să te duci niște ani înapoi. Da, că da. Dacă reușești treaba asta, gata, da, e da, treaba da. Sigură. Îți spun o chestie, fii atent. Și Dumi, care dacă o să uite la podcastul ăsta, poate să confirme. Era mic și așa și mai venea bunica unui bun prieten de-al meu, român. Cel mai bun prieten al meu. Și întreba, l-ați văzut pe Alexandru, pe Dumi? Și copiii spuneau, era curelul. A! N-ai treabă. E da. Bine. Da. Și tu? Era în curelul. Foarte bun, da. Nu, mă, asta cred, știi? Că am treaba asta și așa. Și shift-ul este o... Este un tip echilibrat. Mie asta adică eu dacă ții o să iau razna, tu ești ăla mai care țară îți pleacă. Asta o să vină și să zică, bă, John, n-am terminat. Sau, da, hai, frate, eu cred că suntem băieți mari. Cum ziceai și tu, n-am crescut niciunul în puf, adică cu siguranță acolo o să ne întoarcem un pic, știi, back to the roots. Și o să înțelegem că e un concurs, un show, trebuie să câștigăm, John, că de-aia mergem. Normal. O să vedem pe parcurs. Și acum știi, din ăsta să faci, după când se dă emisiunea, să faci din astea. Cu cine o să fie în finalul și după aia? Păi da, de asta și fac. Tăiat și... Păi da, bravo. Pentru că noi am trecut, eu când am plecat zic, vei, dacă știi. Tot. Bă, sincer și eu credeam că... Majoritatea echipelor așa au și votat. Au zis, bă, noi am scris așa, mai am zis, bă, cred că vei, dacă știi. După aia când am văzut acolo care treaba, zic, tăi că nu e chiar așa. Nu-i chiar competiția aia pe care... Pentru că mi-a asta mi-a dat la cap. Cred că toți s-au gândit la treaba asta e sportivă, gen, știi? Că e, dar nu e nu, chiar e aici, aici. Nu se desfășoară după regulile normale a unei competiții. Adică eu, făcând basket 12 ani la profesioniști și așa, bă, eu știu că dacă dădeam mai multe puncte, câștigam. Chiar te antrenai mai mult, dădeai mai multe puncte, câștigai. Aici nu e așa. Ajungi la misiune, faci misiunea bine, ești țeavă, merge tot, ești în stradă, nu te ia nimeni. Și ajungi ultimul care a fost la misiune. Da, mă, e total imprevizibil. Înțelegi? Și acolo primul. Să nu te pierzi. Uite, am auzit și treaba asta, că poți tu să te trezești la 6 dimineața, știi? Să te duci să faci autostopul, să ajungi așa. Și să trezești unul la 8 care era mai noroc ca tine, a făcut toată cumul și a plecat înainte. Da. Exact. Deci totul e de... Dacă vezi? De-aia spun frate. Că rugăciunea și vibe-ul nostru conectați acolo unde trebuie, o să ne ajute mult. Da, eu știu asta, frate. Cât dormeați în medie așa pe noapte? Păi ne culcam pe la cel mai târziu la 11. A, blană, mă. Și te trezești pe la 5. Da, mă, dar da, dacă nu-i mediul tău, fără caca... Te foiești, te agiți. Ai prost, mă, ai prost, da. Nu dormi praf, mizerii, cum am prins noi, larvi, gândaci, toate alea. Știi? Da, uite, eu asta că, la noi era și căldură, era o clocoteală. Bă, asta, vă, cum era cald rău, este? Haide, câte grade? 40? Bă, erau cam 40 de grade, aici, dar era o mezeală din aia, din bă, nu puteai. Ieșeai instant, ieșeai din casă, sau, mă rog, în casă. Că eu și căutam casele alea cu, bă, mai bă, așa, au perdele, da. Au aer, au, dar nu te primeau aia. Nu te primeau. Tot ăștia. Tot ăștia amărâți, mă, băgame. Da, știi? Adică, și om, că de fapt la TV asta nu se simte. Oboseala, mirosul. Da, știi? Bravo, bravo. Căldura. Căldură mare, adică e suportabil, nu puteai să respiri. Da. Și dai seama, fugeai. Auzi, mă, frate, da, nu poți teoretic la orice om, adică n-ar fi mai ușor să îi ceri un loc în curte și să spui cortul? Bă, da, da, depinde dacă nu-ți imagina că iau curțile mari sau... Nu știu exact care e. Da, n-ai știut nici. Păi sunt 27 de grade, 28. Acolo erau niște, erau țânțari, erau șerpi, erau... A, adică nu era combinație. Nu era combinație, știi? Mă rog, dacă n-aveai, știi, n-aveai... Câte kilograme ai slăbit? Băi, eu n-am slăbit așa multe. Eu, ca în perioada aia înainte să plec, aveam cam un an așa sală, făceam sport, alergam, jucam basket și am slăbit cam 2-3 kg. M-am uscat pe picioare, adică eram uscat. Bontea o slăbit 9 și Fodor 7. Da, da, au câștigat. N-am dat astea cu slăbit, oricum am slăbit sunt. Hai de cap. Da. Și ai slăbit câte kg? Am 82 de kilograme. Și ăla fel, 81 pe acolo. Perfect, ca să știm după aia să faceți. Voi nu o să prindiți asta. Adică
când se va când difuza... Se când, nu știu. Ah, okay. Când se va difuza materialul ăsta, voi probabil cerciți la o babă ceva. Ok. Ca să știți, de acasă. Ei acum cerșesc. Undeva, hello sir, we are in a race. Rugați-vă pentru noi. Da. Da, mă. Bă, păi e bine. Mai aveți alte întrebări? Nu, ce eu să mai... Gata, nu, mai că oricum dacă spun întrebări, după aia mai rău îmi fac. Nu mai zic. Când mai... ce ai mâncat? Când ai mâncat? Zi-mi o zi în care ai mâncat foarte mult și o zi în care ai mâncat nimic. Da, mă, cât mănânci? Păi depinde de cine nimerești. Adică dacă nimerești la o cazare, ok. Ok, o cazare care au din mâncare, păi care nu, nu, bani. Stai puțin, că până la cazare e seara. De la 6 până seara, ce faci? Doar ce mănânci? Te rogi de oameni, nu? Să-ți mai dau un alta. Da. Treci prin piețe, prin chestii. Depinde, lângă... da. Îți mai dau aia prin mașină, dacă mai au... O pâine, o ceva. O pâine, un dulce, un suc, o ceva. Am mai prins ceva. Și de-astea. Da. Dar trebuie să ceri. La un moment dat, spre final, eram desfigurat de ceva, transformat la față de aveți nevoie de ce, orice. Băi, shiftule, este scris... Omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. O să ne rugăm și o să vezi mâncare bună, să vezi cum te umpli imediat. Să vezi, da, fratele tău. Eu cu mâncarea așa de zi cu zi nu prea am avut treabă. Adică n-am simțit lipsa mâncării. Că alergi, eram deshidratat, beam multă apă. Da, adică nu e că te oprești, mamă, nu mai pot de foame, da. Ce mă fac. Da, mă, stă mintea la altceva. Stă în capul la... Da, seara... Îți mai dădeau. Oamenii când ne-au văzut așa să facă impresie bună, că erau și camerele și așa, ziceau, aducem delicatese de aici. Și duceau să cumperi balut de ăla, foarte scump, ouă ăla cu embrion. Bă. La ei ceva mâncau doar bogații. Și s-au dus, au luat 3 ouă din alea să ne dea și nouă și am zis, Doamne ferii, nu-ți mănânc. Dar cum e scump ăla, mă, frate? Adică care e ideea? Nu e un ou clocit și atât? E clocit, bănuiesc, într-un context, cu nu fetul la anumit, să auzi că da, măi, cu embrion, am păi și gen, găsit ciocul, ești nebun. Ei, mamă, ei mănâncă aia ca și cum, ei, nu știu. Ui, cu carne. Ei, cum mănânci tu, creveți? Așa, le dă, adică da, e ceva, sau caracate. Nu-și permit zilnic, gen, nu. Să duc, e ceva... Era jumătate de dolar un ou de ăla. Știi, pentru ei e ceva da. Extraordinar. Și cum îl mănâncă ei? Fac la fel? Nu, vomită, nu. Ei sug apa aia dinăuntru, așa mănâncă ei. Eu nici nu m-am uitat când am desfăcut. Ei sug apa aia dinăuntru și după aia îl desfac și îl mănâncă. Mi-a povestit era Luca că e pe lângă asta, ci că e și o chestie cumva spirituală ouul ăla pentru ei, că e o curățare, o nu știu ce. Nu știu, dar pentru mine a fost ceva rău. Adică nu, dintre dar toate mâncat, frate, ăla... Ai înghițit sau ai dat afară? Nu, am mâncat tot. Și n-ai vomat? Nu, îți dai seama că mie nu mi-era... Am mâncat. O să vezi, mă, că o să ajungi în... Situația, mai ales dacă știi că ești primul sau ai șanse să câștigi, să da, ajungi așa. Da, mă, mănânci, că n-ai cum. Mănânci, da, să frate. Ia mănălina aia. Un ou pe loc, ești nebun. Caca aia, dacă spune caca acolo. Da, mă, mănânc. Rubina îmi povestea că i-a tras pe dreapta vaca. Poți să mă și-o pun la toaletă? Da. E, da? Da, du-te. Spunea că au băut pișa de vacă, direct cald, de pe marginea drumului. Ai văzut ăla? N-ai văzut? Ah, ba da. Am. E, da, e. Băi, aia mi s-a părut ceva rău, dar trebuie să te gândești că dacă omul, cineva de acolo, o ființă umană, mănâncă așa ceva, bă, n-are, adică nu, doar să nu faci tu de icter de ăla pe fond psihic, la modul să ți se facă rău psihic, da, vorbim, da, știi, da, să da. Declanșezi o greață din asta, o ceva, nu știu, rău. Știi că la noi a fost, la tofu ăla, bă, și mirosul te rupea. Dar frate, uite, n-am mai făcut, dacă... Dar care e cel mai nebun lucru de la făcut? Vreodată zici, bă, nu știu, am sărit parașuta, am făcut, nu știu, n-am dormit 3 zile, n-am mâncat 2 nopți și ceva. Bă, în ultimii ani, uite, am fost undeva în munți 10 zile, singur, fără telefon, fără să vorbesc cu nimeni, fără să nimic, 10 zile. De 2 ori am făcut asta. La și... niște cursuri de meditație, unde efectiv intri, la fel, predai telefon, predai tot și timp de 10 zile nu mai scoți niciun cuvânt, n-ai ceas, n-ai nimic. Și tare. Foarte tare, da. M-a ajutat mult și să știi că, sincer, cumva m-am bazat un pic pe experiențele alea mergând. Asta adică zic. Acolo m-am văzut din niște puncte, din niște unghiuri în care nu m-am văzut niciodată, frate, știi? Da, da, da. Aici, cumva, din punctul ăsta de vedere, mi se pare mai ușor. Adică, relule, nebunesc, știi? Da. Acolo... Trebuia să stai tine. Așa? Da, meditezi toată ziua și n-ai voie să, adică tot perimetrul e până unde e ușa, la intrare la tine. E o chestie, n-ai unde să, nu te duci pe munți, tot te plimbi. Wow, ești nebun. Am făcut asta și mi s-a părut, până acum a fost cea mai grea, dar a fost cea mai mișto experiență din viața mea. Adică mi-a spus foarte multe despre mine, știi? Pentru că în 10 zile,
Și nu știi nici câte ceasul, nici cât nimic. Oh, nu știi n-ai nici nimic, nu scrii, nu citești, nu asculți muzică, nimic. Se e o mam. Bulă. Tu că uite că da. Povesteam care ci care zi-mi o experiență de a ta de asta mai nebună sau mai atipică sau mai care ai făcut-o. El a zis că a stat în munți 10 zile fără nimic, fără povestit, telefon, da. Fără. Da, mă. Da. Bă, eu am fii atent. Am posturile mele intermitente și așa pe care le fac gen pornesc de la 10 seara și până la 6 seara nu mănânc, nu beau apă. Cam o dată pe săptămână fac asta. Oh, bun. Da? Și mai am o experiență extraordinară când m-am certat cu DJ Swamp odată. Așa. Pe la Alba Iulia, bă, așa. Eram mega amărât atunci, adică n-aveam și trebuia, am plecat, că eram pe banii lui acolo, mă ținea el acolo, îți dai seama, așa, și m-am certat cu el și a trebuit să plec, ești nebun, și am luat-o pe jos, spre o gară, cred că am mers aproape o zi, ceva de genul ăsta, ești nebun. Bă, ești nebun, cum da, zi? Ești nebun. Jur, adică... Cu bagaj după cu tine? Cu bagaj după mine, m-am enervat și am luat-o efectiv pe jos. Întreau, domne, spre gara cu tău, uite așa, o e în colm. Nu am găsit, cred că am depășit un oraș gen, știi? Băi, mă rog, da, și am stat așa și... Băi, chiar Asia Express, ești nebun la cap, deci am bătut în porți și am cerut apă și mâncare, ești nebun, și am avut noroc, mi-au dat roșii, brânză, castraveți. A, deci gata, da, mă, voi da, bro. Te adaptezi, ești nebun. Da, bă, veste, să am nervul ăla, am zis, adică, fii atent, faza a fost așa, că cumva, băi, că o să rămâi pe aici, că nu știu, băi, ești nebun, nu rămân aici, ești nebun, ți arată fratele tău că mă duc în București. Păi te-ai nevăză, frate, dacă vrei acolo. Ai, să... da, trebuie să iau puțin foc. Da, asta, da, o să iei. Da. Păi, da, uite, de șoarecul, de exemplu, ea s-a adaptat în prima săptămână. Mie mi-a luat 5. Adică primele două săptămâni sunt mai grele așa. Băi, eu știu că înainte să plecați ați venit pe la mine, știi, da. La studio și când v-ați întors în câteva zile știu cum a fost discuția dinainte, discuția după și după aia am văzut episodul în care efectiv tu stăteai așa și ziceai nu mai pot, eu gata, eu nu mai pot. Da, da, bă, nu mai, mai pot. Dar da, fața ta da. Era ceva bă, extraordinar. Da, mă, bă, m-am predat. Nu mai găseam soluții, nu mai găseam vână, nu mai găseam mamă. Putere, nu mai găseam nimic. Deci fizic... Era fizic sau psihic? Psihic era, mamă. Nu? Adică fizic dușmă, n-ai trebuit. Psihic îți dădea la... Psihic, nu mă mai puteam agăța de nimic, să-mi găsesc acea energie să... Fața, băi, da. Deci să vedea după, la tine o zi, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 de zile, bă, la gata, bă, m-am distrat. Gata, adică, nu dorm, nu mănânc, nu fac caca, nu mă spăl, nu... Nu mai pot, ești prost. No. Cerșesc într-una, nu mai. Și l-am dat, de asta zic, că e psihică treaba. Și l-am dat, zici, bă, am muncit atâta ani, ești nebun. Da, toată viața să cerșesc, stau aici, ești nebun, nebun la cap. Că cerșești la niște oameni care, bă, lasă-mă să dorm și eu, că e o ghenă, n-ai bani, ești amărât, ești, dar dormi într-un gunoi. Și aia, nu se poate. Bine, dar în același timp mă gândesc, cum ai zis tu, frate, că dacă trece o zi, două, trei, 30 și așa, te ia și ăla, că mai e puțin, ajuns până aici, unde mă las, nepotai. Am muncit atâta, da. Uite, mie să știi că mi-a plăcut mult, adică în ciuda faptului că toată lumea a vorbit și așa, mi-a plăcut mult Ada cu Cătălin, frate, adică la fel mi s-au părut, da? Au ajuns... Bățuși, așa. Da, s-au ținut da. Tare. Da. Eu abia aștept, deci după ce o să vă întoarceți, când o să vă întoarceți, când cine știe cât o să stați acolo, da. Poate noi sperăm până în final. Doamnește. O să vă uitați la asta. Da, eu, asta, și eu am făcut un episod din ăsta, bă, mergem în Asia, fai verde, și când m-am întors, m-am uitat, zic... Altceva, nu nimic. Bă, mă uitam, zic, bă, nu pot să cred ce am făcut, și nu, nici nu puteam să împart cu nimeni, că până să o dat emisiunea pe post, eram, Doamne, nu pot să cred ce am făcut eu aici. Uite și tu, că ziceam că nu mănânc nimic, fac nimic, nu nimic. Da. Bă, vă mulțumesc foarte frumos că ați venit. Mulțumesc și noi, frate. De sfaturi și de experiență. Prima apariție a lor după ce s-au anunțat, da. E tare. Da. Chiar vă mulțumesc că ați venit aici, e primul episod, sperăm să țină cu noroc. Doamne ajută. Și vă rugăm frumos să-i susțineți. Da, voi, rugați-vă pentru noi. Că o să fie tare. Eu abia aștept să vă văd. Și Doamne ajută. V-am pupatul. Te pup. Pa. Yeah. Da, frumos. Bă. O să fii diferit față de percepția pe care o ai tu. Da, sunt sigur. Știi? Că nu te aștepți, gen, niște lucruri care nu, bă, că deci nu le-ai gândit. Bă, deci poți să mergi cu astea, bă, o să fie cât mai rău posibil. Da, e foarte greu, dar e tare, bă. Adică după ce ți-i întâlnit, e mare. Bă, frate, eu știu când te-ai întors. Dar ai câștigat ceva când te-ai întors, adică la modul da. Psihic, ți-a mai... Ești mai bun. Fii atent, s-a mai bun.
Ești mai smerit, mai bun, da? Nu, mă, te mai superi, așa, de gen pe orice căcat. Și nu, ce te... Parcă apreciez altfel lucruri, ești nebun. Eu când vedeam că am WC-ul, bă, niște chestii pe care tu nu pui preț. Da. Patul tău e curat, e alea, nu te gândești la asta. Zici, mă, mi se cuvine. Da. Băi, mersi. Mă uit în ochii voștri. Uită-te bine să vă întoarceți. Succes! Mulțumim, frate! Mulțumim că ne-ai primit aici, că ne-ai șeruit din experiență. Bă, să vă bucurați, bă! Că mie acum îmi pare rău. Cum te-ai bucurat mai acolo? De asta aș mai face o dată, că m-aș bucura asta. Te bucuri acolo? Da. Hai, mă, te pup și bă! Bă, spor! Ne vedem, sper eu, peste 2 luni. Hai, Doamne, ajută! Pa!